O să avem un meci duminică care nu o să fie ușor, pentru că Viitorul este o echipă foarte bună și știm că domnul Hagi face o treabă foarte bună aici cu academia lui și am văzut ieri că au marcat 2 goluri și dacă au puțin noroc, poate că dacă joacă așa mai bine și au mai mult noroc, să fie și acum la Liga Europei, numai că acum Viitorul trebuie să concentreze și la Liga Europa, de la Europa sunt afară și eu cred că o să fie un joc foarte tare pentru noi. Numai că după 3 jocuri și noi vrem să câștigăm și este un meci acasă în care trebuie să arătăm că suntem acasă și să credem că putem să marcăm mai mult de un gol, pentru că acolo trebuie să fim și mai bine. E bine că am jucat de 2 ori 0-0 și la ultima dată la Mediaș 1-1. Numai că dacă suntem în fața porții, atunci trebuie să fim mai concentrați și trebuie să facem golurile care trebuie să faci. Dacă la nivelul ăsta, dacă nu faci golul, atunci poate să iei totdeauna una și de aceea am spus și pentru jucătorii mei și am muncit mai mult în fața porții, pentru că eu cred că goluri sunt foarte, foarte importante în fotbal și dacă vrei să câștigi, trebuie să faci goluri. Viitorul a primit 5 goluri într-o singură repriză săptămâna trecută în Belgia. Bănuiesc că ați văzut acel meci. Deci ar fi niște greșeli pe care puteți să le speculați acolo. Da, nici o echipă, nici Viitorul nu este o echipă care nu are și nu face greșeli. Eu cred că dacă ați văzut fiecare meci de la Viitorul, ați văzut că Viitorul a marcat și a luat. Asta spune că și pentru noi că avem ce căuta când suntem în fața porții, pentru că este o echipă tânără, alerg foarte mult și cu balon și fără balon, numai că și ei au fac greșeli mai mult la spate și asta trebuie să fie avantajul nostru. Au o medie de 3 goluri marcate pe meci. Aveți o tactică de apărare din punctul ăsta de vedere sau sau nu vreți să ne ziceți? Nu, până acum trebuie să spun că am avut o tactică, eu cred că așa mai foarte bună, nu mai binișor ca să nu luăm goluri. Uitați că nu foarte mulți au marcat mai mult decât un gol împotriva noastră. Numai că aveți dreptate, trebuie să fim foarte atenți la spate. Nu pot să concentrez numai la față, pentru că fotbalul e așa, am spus mai înainte că psihologia fotbalului poate să fie schimbat după un gol și fiecare gol schimbă psihologia jocului și de aceea mai întâi regulamentul numărul 1 este ca să nu iei gol. Asta spun și la antrenament și la joc, că trebuie să fim atenți ca să fim să avem o stabilitate și nu poți să avei totdeauna, numai că trebuie să muncești la antrenament, la tactica și cum să vii afară, pentru că dacă vrei să câștigi, trebuie să faci, să marchezi un gol și ăsta este o întrebare foarte complexă, numai că este o întrebare pentru antrenor și pentru jucător, ca să faci așa că să nu dai pentru adversar o șansă ca să marchezi un gol și te duci afară și după aia să fii creativ și inovativ și să uiți când fac greșeală adversarul să marchezi un gol. Asta este
filozofia fotbalului totdeauna, numai că e ușor să vorbim de aici, e mai grea când ești la teren acolo, pentru că eu cred că cine a jucat fotbal știe că fotbalul este un sport foarte inteligent. Eu știu că oamenii spun că nu e așa, eu spun e așa și pot să arăt pentru toți care nu cred asta. Fotbalul este un joc în care fiecare dată se întâmplă ceva care nu ai, pentru ce nu ai a fost pregătit. Și poți să faci totul atunci, creativitatea și inovația jucătorului face decizia. Și aici trebuie să muncim foarte mult, pentru că nu poți să fii totdeauna pregătit pentru tot, nu mai poți să pregătești jucătorul pentru nu pentru tot, numai ca să aibă mai multă posibilitate și reacția lui să fie așa cum vreau eu și cum vrea jocul. Spuneai săptămâna trecută de Karanovici că nu e pregătit fizic, cu toate astea l-ați introdus în teren, a și marcat. Care e situația acum? Este nu pregătit așa cum trebuie, așa e. Și eu sper că o să marcheze două goluri. La probleme de not aveți? Accidentări sau...? Nu. Eu trebuie să spun că până acum, nu știi niciodată, până acum avem numai un jucător care este accidentat, este Jacob. S-a accidentat împotriva voluntarii și mai trebuie să aibă 3 săptămâni ca să vină înapoi și după aia mai are 3 săptămâni ca să antreneze așa cum trebuie, să aibă putere așa cum trebuie. Acum, cum să spun, să știți că avem Salim și el este aici, nu este pregătit și nu este acum așa departe ca să joacă. Tot ceilalți sunt, nu pot să spun, sunt la formă, numai că sunt cu noi și știi ce este cel mai important ca să avem încredere că cu băieți că avem o echipă. Avem jucători care trebuie să facă o echipă și dacă avem o echipă, atunci nu am frică că să pierdem jocul sau nu, pentru că avem stabilitate. Acum am simțit mai și săptămâna trecută și săptămâna asta că echipa crește împreună și asta ce vreau să ved și să fac, că suntem o echipă și băieții are încredere în celălalt. Și dacă putem să mergem la drumul ăsta, atunci o să avem și o echipă mai bună. Eu cred așa. Schimbați portarul duminică? Eu spun sincer că avem două foarte buni portari. Mai întâi, nu este nicio minciune dacă spun că mai întâi am crezut că Bela este o să fie numărul 1, numai că Nițui a făcut și el la antrenament, a muncit foarte, foarte bine și să știți că am fost la antrenament și Bela știe, am vorbit cu el, a fost un joc împotriva lui Dunaj Scascleda și atunci și antrenorul portar a spus că el crede că acum, în momentul ăsta, Bela este cel mai bun pregătit și am spus ok, acum la jocul ăsta tu ești titular, să arăți totul și a făcut 2 sau 3 foarte mari greșeli și să știți, am spus pentru Bela asta că mai înainte, la repriza întâia, a fost extraordinar.
În Dunăresc Castel a avut trei ocazii, o ocazie foarte mare și Bela era acolo și Dunăresc Castel nu a marcat. Numai după aia, în 3 minute, a luat 2 goluri și era greșeala lui și nu a putut să stabilească după aia. Și uitați, toți, și eu și toți, și am spus asta pentru el, că toți amintesc numai pentru că ai făcut greșeală. Nu amintesc nimeni că mai înainte ai fost omul cel mai bun la teren. Și asta este viața lui portarului. Și după aia a venit Nițui și a luat șansa. Înțelegeți? Aici, acum, spun și pentru toți că Bilo și Nițui fac cel mai mare concurență, competiție la echipa asta. Și cum ved cum muncește el și cum muncește Nițui, nu am nicio frică că dacă Nițui nu este în form, eu știu că este cineva acolo care poate să facă muncă așa cum trebuie. Și asta am spus și pentru ei și de aceea pot să spun și pentru toți cum gândesc eu și cum este relația mea cu jucătorii. Așa e, Bilo? Da, exact. Bilo, cum vezi începutul ăsta de sezon? Cum vezi echipa? Multe transferuri? În primul rând, bună ziua! Da, am început cât de cât bine. E bine că în primele două meciuri nici nu am luat goluri. Asta e foarte important. Cum a zis și Mister, cel mai important înainte să ieșim în teren să nu luăm gol. Asta e cel mai important. No, acum la media am luat un gol, acum a trecut. Lucrăm împotriva Viitorului, e echipă bună, jucători tineri și cu jucători cu experiență, dar pentru noi nu ne interesează asta. Cel mai important să facem noi ce trebuie în teren și dăm totul. Cum vezi echipa, transferurile care au fost făcute, jucătorii noi care au venit, s-au integrat, vă cunoașteți mai bine? Da, ne-am întărit bine, au plecat și mulți jucători, a venit jucător bun, mai poate o să vin jucătura asta, nu știu, asta Mister decide, dar zic că arătăm foarte bine, în ce în ce mai bine, în pas, cum a zis și Mister, în fiecare meci arătăm câte un pas și eu zic că acum putem să luăm și cele 3 puncte. Jucăm acasă, împotriva sport, acasă ne ajută și publicul, o să vin 4.000-4.500 100% la meci. Concurența asta cu Roli, cum o vezi? Asta e normal, între noi cred că suntem în același nivel, cred eu, și normal, asta e... Sunteți! Asta e normal să fie concurența. Și, nu. Acum eu aștept rândul, am greșit, cum a zis și Mister, asta e, a fost încredere, mi-a dat încredere să fiu titular. Din păcate, nu am început eu, a fost și greșeala cu Dunăsca, cu Daț. Asta e, acum aștept rândul și când am intrat în poartă să rămân acolo.